Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Am zis să rămânem pe subiectul ăsta cu ce mai cumpărăm de la supermarketuri, că, mă rog, de cumpărat cumpărăm noi. Întrebarea este ce mâncăm, de fapt, atunci ce cumpărăm? Când cumpărăm de la piață sau de la supermarket. Da, bună observație. Și cred că ați văzut știrea aia, mă rog, acum câteva zile a apărut un raport oficial al ANSVSA. Nicio probă de fructe și legume din Uniunea Europeană vândută în România nu a fost neconformă în 2019. Aproape toate problemele au apărut însă la produse din România și Turcia. 0372069599. Care e criteriul vostru de cumpărare, oameni buni? Românești, străine, când vă duceți la piață sau la supermarket, ce alegeți? Produse românești, produse străine, sau e un alt criteriu după ce vă luați când cumpărați? Pentru că uite ce zice ANSVSA. În 2019, autoritățile sanitare au prelevat 5166 de probe de fructe, legume, cereale, produse prelucrate alimentare, inclusiv alimente pentru copii și produse animale. Iar rezultatele arată că produsele din Uniunea Europeană nu au fost neconforme cu regulile din domeniu, potrivit publicației specializate lanțulalimentar.ro. Toate alimentele cu probleme au provenit din România și Turcia, niciuna din Uniune. Este informația din raportul ANSVSA din 2019. Acum trebuie să punem și în context, că sună așa dramatic. Știți că presa are tendința să dramatizeze, că asta e, ne ocupăm cu lucruri care sunt ieșite din comun, senzațional. Când auzi asta, mamă, niciunul, nimic din Uniunea Europeană n-a fost bun, în schimb, tot unde a fost problema a fost numai din România sau Turcia, te gândești, nenică, a fost dezastru. Dar, în context e așa. Deci, din totalul de 5166 de probe, 3150, adică 61%, au fost fără reziduri de pesticide. Vă dau doar procentele. 37% au conținut reziduri sub limitele maxime admise. Da. 1,7% dintre probe au avut urme de pesticide peste nivelul maxim admis și 1,1% au fost neconforme. Adică, din totalul de probe analizate de ei, practic, doar 3% au avut pesticide peste nivelul admis sau complet neconforme. Deci nu sunt totuși chiar atât de multe. Pe de altă parte, mie sincer, bun, eu mă feresc de generalizări. Nu pot să spun că tot ce vine din străinătate și de mâncat e bun, așa cum pot să spun și că e prost, sau că tot ce se cultivă în România este curat și minunat, dar pe de altă parte, sincer, noi nu avem niciun control asupra modului în care cultivatorii care vând singuri de capul lor la poartă, pe marginea drumului, n-am niciun control. Nu știu ce au pus oamenii ăia în ce vând. Nici nu știi dacă e marfa lor. Nici nu știi dacă e marfa lor, exact. Cumpără de la supermarket ce vând. Bun. Oricum, e lăudabil că în ultimii ani românii au o preocupare în sensul ăsta de a încuraja produsele autohtone. Pe de altă parte, am văzut de foarte multe ori scene hilare în obor. În obor sunt mulți, cred că jumătate dintre cei care comercializează legume, fructe, sunt precupeți. Da. Adică își cumpără marfa de la țărani și o vând ei. Sau de la de unde cash o cumpărau? De la cash and carry, așa. Cele mai multe dintre produsele lor sunt la o parte fructele exotice. Au mereu înscrisul cireșe românești, căpșuni românești. În februarie. Mere românești, totul e românesc, totul înțelegi? Totul e românesc, da. Și de multe ori văd oameni care vin și se uită și întreabă: sunt sigur românești? Da, șeful, cum s-o poate? Bun, nu sunt românești. Ce, te mint eu? Dar până la urmă, adică, în general, la piață, de asemenea, ești lăsat să guști marfa. Da. Dacă o guști și îți place, ce te mai frământă pe tine dacă e de la Giurgiu sau e de la Ruse sau e din Grecia? Cumva e natural, pentru că dacă cumperi produse care au fost făcute de producători locali în România, atunci taxele dai de lucru unor oameni din această țară. Nu mai gândește nimeni la asta. Ba, cred că de asta gândești, să încurajezi producătorii locali. 0372069599. După ce criteriu cumpărați, prieteni? Dan, bună dimineața! Salut, Dan! Bună dimineața! Salut! Aș vrea să trag un semnal de alarmă pe această cale, privitor la pesticidele care se utilizează în agricultură. Da. Totul începe de la magazin. Este școala și tot ce trebuie să știm până să ajungem la magazin. În momentul în care treci la magazin să cumperi un pesticid, vânzătorul îți recomandă, de obicei, o doză mult mai mare decât cea produsului. Te referi la astea de biofarma, nu știu ce, adică... Da, la pesticide. Fitofarma, am înțeles. Pentru că
modalitatea de aplicare a lor e diferită. Și spune, dom'le, nu are rost să dai 1 miligram la 10 litri de apă, ar fi bine să dai 10 miligrame la 10 litri de apă ca să ai efect maxim. Și am toată înțeles. Problema asta nu este verificată absolut de nimeni pe tot lanțul de producție. Foarte bună observație. Mulțumim foarte mult pentru intervenție. Florin. Bună, Florin. Salut. Bună dimineața, bună dimineața. Salut. Ați atins un subiect destul de sensibil, pentru că, uite, părinții mei sunt cultivatori. Da. Ori legumele lor, chiar dacă sunt corect făcute și da. Nu... Da? Umplute de pesticide și tot felul de chestii de-astea, nu au unde să le vând. Se vând mai greu, da, pentru că... Nu sunt aspectoase. Da, ai această problemă. La mână, nu sunt de multe ori oamenii asociați și hipermarketurile nu cumpără marfă decât în cantități foarte mari. Ok. Hai să încercăm și cu Florin. Bună dimineața. Florin, bună, mai avem puțin. Salut, Florin. Ionuț, pardon. Ionuț, bună. Salutare, băieți. Salut. Niciodată Turcia, evit pe cât posibil produsele din Turcia. Și am mari dubii și în privința produselor românești, vă spun sincer. Parcă încep să-și piardă gustul de altă dată. Păi și atunci ce consumi? Nu mai au nici trebuie. Păi încerc pe cât posibil să cumpăr de la micii țărani din piață. Dar se cunosc micii țărani din piață. Dacă te uiți la mâinile lor, da. Le vezi mâinile muncite. Da, problema mea e că eu nu știu cât îngrășământ, câte pesticide au făcut. Adică ei muncesc acolo. Oamenii serios, se duc, muncesc, își cultivă în grădina lor. Dar eu știu, poate că au făcut, cum a zis mai devreme. Exact. Și ei, din disperare de a fi competitivi, folosesc fel de fel de substanțe. Până la urmă e chestie de noroc, cred. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.